Și am dat start la un vlog cu iubita mea. Pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat când urmează următorul vlog, astăzi m-am decis să fac un vlog și să vă arătăm bagajele de maternitate. O să încep cu bagajul pentru fetiță și o să vă arăt cu ce am început. Am pus în el scutece, două scutece așa mai subțirele pe care le-am luat de la un magazin și sunt foarte, 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 foarte drăguțe. Cu încă două mai groase, am zis poate, nu știu, o să fie mai frig sau o să fie aer condiționat în spital și ca să nu-i fie frig la fetiță, am mai pus și două mai groase. Am făcut un costumaș, am făcut câteva ținute de fapt. Wow. Le-am pus pe cele mai mici, acesta este un body roz foarte, wow, foarte, foarte drăguț. Cu o pereche de pantalonași de nou născută, sunt foarte, hey, mici, dacă le vedeți, sunt așa de drăguțe, îmi vine să le mănânc. Oscar, mă lași să filmez vlogul? Acesta este primul costumaș, apoi am pus niște pantalonași, așa foarte, foarte cute. Wow! Cu un body simplu, pentru că pantalonașii sunt deja puțin colorați. Deși nu știu dacă trebuia să mă stresez atât de mult pentru că nu o să o vadă nimeni în spital decât eu, dar vreau să fie așa ca o prințesică. Încă un body alb cu mânecă lungă pentru că poate o să-i fie friguț și am zis totuși, chiar dacă este vară, să aibă și un body cu mânecă lungă care o să fie cu acești pantalonași pe care ne-a cumpărat tati. Hei, cu plăcere! Sunt foarte mici. Așa, pentru o gălușcă mică. Da. Acesta este următorul costumaș, care este o salopețică cu totul, pentru că am înțeles că bebelușii trebuie să stea, adică nu că trebuie să stea, se simt mult mai bine în salopețele, pentru că sunt cu totul, nu au pantalonaș care să-i strângă la burtică, să-i deranjeze la buric. Încă un costumaș. Wow! Cu totul, care este roz și este foarte, 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 foarte drăguț. Realizez că o să uite și mama ta la live și mama și tatăl meu. Mulțumesc, și încă o salopețică cu totul. Am decis să pun trei salopețici cu totul și câteva costumașe. O să mă decid eu acolo în ce o să îmbrac. Dar am zis totuși să fie. I-am pus șosețele mai multe pe rec, dar astea chiar trebuie să vi le arăt pentru că eu le iubesc. Deci, uitați-vă și voi cum pasă arată o șoseată de bebeluși. E atât de mică și drăguță, Doamne, de-abia știu să-i văd piciorușele alea mici. O pereche, două perechi. Poate să aibă picioare ca dați. I-am pus mânușele. Păras. Aici mânușele cu... My dad is super dead. Holy shit, boy. Și mami. De mami și de tăti. Da. Era culmea să mă includă doar pe mine. Logic. Am mai pus o căciuliță din aceasta pentru că am înțeles că copiii nou născuți în spital au nevoie de o căciuliță care se închide. I-am pus o babețică totuși în cazul în care trebuie să pape și... Adică o să pape sigur, dar... Încă niște... Oscar nu ne lasă deloc să filmăm, dar... El se joacă. Problemă. Căciulițe, chiar dacă o să fie cald, am zis totuși să le iau la mine. Am pus cam pentru fiecare îmbrăcăminte câte o căciuliță, inclusiv aceea. Bun. Pampers. Am luat un box... Pentru Oscar? Nu. Un box cu 26, pentru că am înțeles că trebuie să fie sigilate și o să le iau pe tot la spital. Aici este o ungheră, nu știu de ce am pus-o în bagaj, pentru că avem acasă, o să vă arăt, un set cu mai multe chestii care sunt legate de unghii și așa mai departe, cu pilă, cu bla bla bla, dar am zis totuși să fie și în spital una, poate e nevoie. I-am luat un biberon de sticlă, în cazul în care o să trebuiască să îi dau lapte praf, pentru că acasă o să am alt biberon, dar acesta am zis că poate o să rămână la spital și nu o să-l mai iau acasă. Acestea sunt produsele ei de igienă. Nici eu n-am și are ea. Avem
am ales gama asta de la Mustela pentru că așa am hotărât eu că este mai bine să încep cu astea, să vedem dacă o să îi preiască și la bebelușă. Este gelul de duș și cu ce o spălăm și pe căpuț, iar aceasta este o cremă pentru corp, pentru că uleiul mi se pare prea, prea uleios și fiind vară și așa am decis să nu-i mai iau o cremă. Nu este singura, mai am încă una acasă, altă gamă. E dar pentru tatuaje. Să începem cu asta pentru că asta cred eu că o să-i meargă. Așa presimt eu. Șervețele umede. Să o ștergem la fundăreț. Iar aici, într-o pungă de la Shein. Da, bineînțeles. Hai de mine. Am pus comprese cu ser fiziologic pentru mucișor și ochișori. Știți voi să o șterg. Și am mai cumpărat ceva de la farmacie. Acestea sunt pentru buric. Să nu o dau cu spirit și alte chestii. Sunt niște șervețele speciale care conțin anumite chestii care o ajută pe ea să îi cadă buricul mai repede. Am terminat cu bagajul pentru bebe și imediat o să revin cu bagajul meu după ce o să strâng toate astea de aici. Pa! Am uitat să vă arăt bentița cu care o să vreau să scot din spital pentru că sunt foarte nebunită de bentițe. Aici este pereche de șosițele și cu încă o bentiță o să mă hotărăsc eu în ce o să îmbrac. Iar acesta este suzeta ei, boi, să vedeți ce suzeta are. A primit-o de la cumpărat. Ia, arată-ne, mami, arată-ne. Uitați! Hai de mine! Este foarte drăguță. Sper să o folosească. Că dacă nu o folosesc eu. Iar acum... Și aici ce ai? O să vă arăt, aici este bagajul meu. Poate sunteți unele dintre voi curioase ce am băgat în bagajul meu, nu doar în bagajul fetiței. Asta e perna pe care dormi tu? Da. Și asta e câinele pe care îl mângâi tu? Da. Și asta e patul în care dormi tu? Da. Și unde dorme bebele? Bebele doarme în bârtică. Aceasta este o rochiță din aceea de noapte, pentru că este vară și o să fie foarte, foarte cald. Vara nu dorm, nu am somn. Încă două, aceasta este din aceea de alăptat, știți voi, cu din astea la sâni. Încă una la fel, tot de alăptat. Am decis să iau trei rochițe la mine, nu știu cât o să stau, dar am zis totuși să fiu pregătită. Pe lângă astea mai am... Mai am o pijama cu pantaloni lungi. Oh. În cazul în care o să fie, na, e discotecă? Nu o să fie frig, dar un halat. Nu vă supărați, mergeți să faceți parada modei acolo sau să nașteți? Da. O cămașă de noapte, poate să ne viziteze și pe noi tate și să fim și noi îmbrăcate așa. Noaptea n-am voie să vă vizitez, îmi pare că am sorry. Păi da, și ziua stai tot în pijama. Pantaloni scurți. Oh. Și mă rog, asta este un... Înțelegeți, vreau să spun. Ăla-i sutien? Un fel de... face parte din set și de asta am lăsat acolo. Aceasta este o pompă de mols. Nu am știut de care se iau, adică nu am luat o gamă sofisticată, am luat o pompă oarecare, pentru că vreau să văd cum funcționează, cum mă adaptez cu ea, dacă este nevoie să o folosesc și așa mai departe. Am luat două prosoape pentru că o să trebuiască să mă spăl pe față, pe corp și așa mai departe și nu place să folosesc alte. Aceasta este o rochiță în care o să ies eu îmbrăcată din spital. Oh. Da, este o rochiță tubin. Ce? Tubin? Tubin, așa se numește. Aceasta este centura aceea pe care o să o folosesc. 92 de lei? Da. Pe care hai o să folosesc mine după ce o să nasc, ca să nu rămân cu burtică. Știți voi, fetele, pentru ce se folosește. Sper să o supor pentru că nasc în perioada asta în care este foarte, foarte cald. Slăbești la burtă, și... e bună. După aia o iau eu. Da, știu. Și o să fie foarte... La 92 de lei o iau eu. Acestea sunt aleze. Iar soțul meu acum o să întrebe ce sunt alezele. Sunt și pentru femeile alea lăuze, nu? Și pentru bebe, când îl schimb să nu facă pipi, e un fel de cum are Oscar Pledu. Da, nu trebuie să-mi explici, vreau să-i explici la oameni. Da, bănuiesc că știți ce sunt ale aleze. Aici am un set de... Rufe. Știți voi,
plasturi aceea pentru sân, că n-am evoluat foarte mult și acum nu mai stăm cu șervețele, cu alte chestii. Și crema cu care trebuie să îmi fac masaj la mameloane. Acestea sunt absolvante postnatale pe care o să le folosesc, știți voi, fetele, după ce o să nasc, o să am nevoie de ele. Sunt imense, nu știu cum o să le suport, că eu am o problemă în general cu asta, dar pentru bebe orice. O pereche de papuci. Am mai luat eu 3. Da, o pereche de spital, adică din așa de casă, mă rog. Șosete. Preferatele lui Oscar? Da. Aceștia sunt niște chiloți de unică folosință, de fapt un set cu 5 perechi de chiloți de unică folosință. Am înțeles că sunt foarte util și am decis să cumpăr și din aceștia să fiu pregătită. Aici iar sunt, mă rog, chiloți. Oscar, nu-i lua alea la fată, da? Arăt. Lasă-le acolo. Chiloți normali. Am pus totuși... Bine, o să-mi fie foarte cald, dar totuși am pus și un sutien din ăsta de alăptat, știți voi, care se deschide, stați așa și îți scoți sânul pe aici și dai la bebe să sugă. La băieți oare de ce nu exista așa cu chiloții? Aici am pus un deodorant. O periuță de dinți și o pastă de dinți. A, de ce aici a dispărut pasta? Nu, asta e pasta mea. Nu. Iar ultima plăsuță pe care am să vi-o arăt... Am mare bagaj. Aici este un set, mă rog, este un set mai mult de plecat în vacanță, dar am hotărât să-l iau la spital, cu gel de duș, șampon... și mască pentru păr în cazul în care avem și noi timp să ne relaxăm, să facem o baie din aia, mai înțelegeți. Hai, cum să ai? Un săpun lichid, a fost 8 lei. Am amărțit picioarele la cameraman. Șervețele nazale, în cazul în care o să am nevoie, am zis să fie. Pentru muci pe românește care nu înțelege. Iar aceasta este o perie de păr. Și cam atât în bagajul meu și bagajul pentru bebe. Dacă cineva consideră că am uitat să adaug ceva în bagaj, vă rog să lăsați un comentariu și să-mi scrieți despre ce este vorba. Eu cam asta am pregătit pentru că nu sunt atât de informată fiind la prima naștere. Ăștia am fost noi. Urmăriți-ne în continuare. Vom mai posta și alte vloguri. Poate de la naștere, poate cu copilul, poate nu vă spunem încă. De aceea trebuie să ne dați un subscribe, să ne dați un like, un comentariu și să fiți lângă noi pentru că vor urma clipuri bombă. Vă pupăm, vă iubim, vă respectăm. Pace!